Cât de minunat este Istanbulul, oameni buni! E impresionant ce infrastructură are Istanbul aici, este ceva de vis. Aici, pe malul asiatic al Istanbulului, o altă lume. Prințesa străzii Bagdad, ea este. Deci este minunată asta. Priviți cât de lung este trenul acesta. Ia priviți cum intrăm aici ca în paradis. Ce mașinuță frumoasă acolo sus. Aproximativ 110 lei. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit sau regăsit într-un nou vlog de călătorie din Istanbul. De data aceasta suntem la stația de metrou Enikapi, de unde vrem să mergem cu trenul intercontinental Marmaray, care leagă partea europeană de partea asiatică. Un tren care circulă pe o distanță de 76,6 km și care face legătura între est și vest, între estul și vestul Istanbulului. Așadar, haideți să vedem cum este cu acest tren, cât ne costă să traversăm Bosforul, fiindcă vom trece pe sub Bosfor și după aceea vom explora mai multe obiective din partea asiatică. Deocamdată un protest aici la stația de metrou, așteptăm să treacă oamenii de aici și după care vom încerca să luăm trenul acesta Marmaray. O experiență, zic eu, interesantă. Tunelul măsoară 13,6 km pe sub Bosfor. Deci 35-39, o călătorie dublu, un preț dublu față de tramvai sau celelalte. Ia uitați ce intrare. Dar ce rapid merg astea, vezi? Da, da, da. Iar partea de unde pornește, partea europeană, este înscrisă acolo, vedeți pe indicatorul albastru, săgeata albastră, Halkali, deci trenul pleacă de la Halkali și merge la capătul celălalt, în partea asiatică, la Gebze. Avem și aici unde ne arată. Deci suntem la Enikapi, o stație interconectată cu metrou. Uitați-vă și voi ce spații lași foarte mari. Este și explicabil, fiindcă populația Istanbulului este foarte mare. Haideți să vedem cum va fi traversarea noastră pe sub Bosfor. Și ați văzut, călătoria este destul de ieftină, 35 de lire, echivalentul a doar 5 lei. Ieftin și merită să trăiți o astfel de experiență, zic eu, dacă veniți în Istanbul. Destul de aglomerat, deși vine, a venit undeva la 5 minute, cam așa arată. Trecem pe sub tunel, acum este undeva la 60 de metri, 50 și ceva de metri adâncime. Am traversat și tunelul pe sub Bosfor, în circa 5 minute, a durat mai mult, nu cred, și am ajuns la Uscudar. Am ieșit la suprafață. Bu istasyondan yüksek hızlı trenlere ve metrobüs hattına... Clădiri cu multe etaje care arată destul de bine partea anatoliană, partea asiatică aici. Bu istasyon Fenaryolu. This station is Fenaryolu. Fenaryu. Stația Fenariu, după cum spun. Aici vom coborâ ca să mergem pe cel mai lung bulevard comercial din Istanbul, de circa 14 km, Bagdad Kadasi. Haideți să vedem cum arată și ce vom găsi aici. Uitați cum arată, cum este ieșirea aceasta și cum sunt coloșii aceia de blocurile acelea foarte, foarte înalte, superb. E impresionant ce infrastructură au turcii aici, ce infrastructură are Istanbul aici, este ceva de vis, nu-ți vine să crezi.
priviți cât de lung este trenul acesta. Fabulos! Fabuloase construcții, clădiri frumoase, noi, moderne, aici la Feneriolu. Haideți să mergem să descoperim strada de care vă spuneam, Bagdad Kadesi. În dreapta este Universitatea Marmara. Ar fi interesant să o vedem, dar probabil că o să o vedem și pe aceea. Ia să vedem ce ieșire aici. Frumos! Elegant, frumos! Aici sunt automatele de încărcat carduri. Uitați, 70 de lire este emiterea unui card, Istanbul Card, și după care puneți cardul aici și încărcați cu ce sumă doriți, introduceți cash aici sau dați cu cardul. Am descoperit niște fructe sau ce sunt aici pe o tarabă. Anghinare? Foarte mă. La ce sunt bune? La cei? Nu, salată se face. Astea ce sunt, mă? Chiar nu știu ce sunt aceste fructe. Poate îmi spuneți voi, cu toate că sunt afectate. Uitați, aici s-au putrezit. Nu s-au putrezit, sunt tari. Am ajuns deja pe strada Bagdad și vrem să vedem ce magazine găsim aici, ce prețuri găsim, dacă merită să veniți aici. Îmi plac florile acestea pe margine. Trotuarele sunt destul de largi, curate. Ce mașinuță frumoasă acolo sus, vedeți și voi. O reclamă la KD Motors. Și pisicuțele, prințesele de aici nelipsite, pe stradă, care arată foarte bine, dacă vă uitați, și foarte multe. S-au trezit și ele, n-am ce să-ți dau, miau, miau, n-am ce să-ți dau. Un magazin cu îmbrăcăminte pentru copii. Ia uitați ce am descoperit aici, pe racunt. Toate blocurile acelea sunt private, aparțin doctorilor, multe clinici, toate, începând din stânga. Vedeți, fiecare în funcție de posibilități. Iar aici un magazin de jucării, arată ca un hotel, dar este o clinică. O cafenea drăguță aici. Ia să vedem prețul. 80 de lire, undeva la 2-3 euro. Nor kebab. Pisticul 550 de lire, adică 80 de lei kilogram, destul de scump. Acolo în stânga cred că este și un mall. Una dintre clădirile de pe această stradă, Bagdad. Ia uitați cât de frumoasă este, are clopoțel. Prințesa străzii Bagdad. Marea. Cred că are pui. Cred că are pui. Și am ajuns și la Universitatea Marmara, de unde vom lua autobuzul. Doamne, dar cum arată acolo. Da. Superb, și ăla înaltă. Ia să vă arăt pe unde am ajuns pe aici. După ce am luat autobuzul 20K, vreo 15 stații, coborâm dealul de unde ne-a lăsat autobuzul și vom merge spre Water Garden AVM. Uitați cum arată în depărtare. Norii s-au lăsat peste vârfurile clădirilor. Se aud și cocoși aici. O zonă mai rustică, să zic așa. Un parc de joacă pentru copii. Priviți ce casă frumoasă, cu mozaicurile acestea, cu bărcuțe, cu delfini. Foarte frumos. Fabulos acest cartier. O luăm la pas printre aceste clădiri să ne minunăm de ele. Ataşehir. Oh la la. O altă lume. Aici pe malul asiatic al Istanbulului. Mă încântă coloșii aceștia din sticlă, de jur împrejur, cu multe magazine. Oricum, cred că nu am bătut drumul degeaba până aici, chiar a meritat, măcar și prin prisma faptului că vedem atâtea forme din acestea futuriste.
Deci zona este Ataşehir. Haideți să vedem niște motociclete Harley Davidson. Următoarea noastră oprire este Water Garden. Haideți să vedem cum arată. Am trecut și aici la mall printr-un control de securitate. Ia uitați-vă cum arată mall-ul acesta de la Water Garden. Avem. Chiar arată bine. Frumos decorat. Ne vom plimba pe aici, vom merge și la fântâni, fiindcă au niște fântâni extraordinare. Chiar la ultimul etaj, cum ar veni, un parc, un parc de distracție pentru copii, vezi, cu foarte interesant. Uitați cum e amenajat aici. Da, incredibil de frumos. Și totul bine organizat, este curat. Nu vine să cred cât de mirific este. Istanbulul acesta are de toate. Toate aromele posibile și imposibile le găsești în Istanbul. Trebuie doar să te plimbi, să mergi foarte mult, să faci mulți pași ca să descoperi atât noul cât și vechiul. Și aici este fântâna, foarte mare, după cum vedeți. Da, nu vine să cred unde am ajuns. Water Garden AVM. Priviți cum arată. Fabulos, fabulos. Restaurante, cafenele, care arată foarte bine aici în mall. Totul pus la linie, totul îngrijit. Avem chiar și palmieri aici la acest mall. Așteptăm să pornească și fântânele. Ia priviți cum intrăm aici ca în paradis. Haideți să mergem la o cafeluță aici la etaj. S-a privit și jos restaurantul. Este plin la ora aceasta, ora 12. O cafenea, braserie. Da, mușcatele sunt foarte frumoase. Și mai sus, mai sus e Starbucks-ul. Și acolo e și șoseaua, fiindcă tot acest mall este așezat în pantă, cum ar veni. Oh, dar cât de frumos la hangar. Chiar frumos. Am comandat o bere draft și un cappuccino. Cam așa arată cappuccino. E bună bombonica? Dulce, da? Mm. Undeva la 20 de lei costă, aici la mall. Asta e cafeaua ta americano. Da. Și a venit și berica la draft. Efes costă în jur de 4 euro, 3,50 euro, 4 euro. A, și asta e cafeluța ta turcească, arată bine. A, și rahat, un pic de rahat acolo. Au început și fântânile să funcționeze în timp ce suntem aici la terasă. Pentru ce am consumat aici, uitați nota de plată. Thank you. Două beri, două cappuccino, un americano și o cafea turcească. În total 754 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 110 lei. Uitați ce frumos este aici, partea aceasta de servi mâncarea. O colecție de vinuri acolo, o vinotecă. Unde o fi stația de autobuz, căutăm aici.